Liderul detașat din seria A, noua Ligii a treia de fotbal, Corvinul Hunedoara, a încheiat astăzi cantonamentul din Turcia, unde a susținut 3 meciuri de pregătire, câștigând 2, 4-0 cu polonezii de la Vjecista Cracovia și 3-1 cu austriece de la SV Oberwart și remizând 2-2 cu rușii de la Textilcic Ivanovo. Ca și în campionat, Corvinul este neînvinsă și în meciurile amicale, înainte de cantonamentul din Turcia, câștigând cu 7-0 cu Progresul Ezeriș, 4-1 cu Șoimul Băița și 3-1 cu Retezatul Hațeg, la care se adaugă remiza albă cu Politehnica Timișoara. Hunedorenii, calificați de mult timp în play-off și cu intenția declarată de a promova în divizia secundă, vor reveni în fața propriilor suporteri vineri 25 martie de la ora 16, când vor întâlni conjudețeana Aurul Brad, ultima clasată din seria A7 din Liga a 3-a. Brădenii vin la Hunedoara după 3 victorii, 6-3 la Ponorul Vața, 2-1 cu Unirea Alba Iulia și 1-0 cu Retezatul Hațeg și 2 eșecuri, ambele în deplasare cu scorul de 1-2 la Unirea Alba Iulia și la CSM 2 Deva. Ultimul meci de pregătire al Aurului înainte de reluarea campionatului va fi cu Corvinul la Brad pe 5 martie. În primul meci din campionat, Corvinul va juca la Avântul Reghin pe 12 martie, iar Aurul cu o zi mai repede la oră știe cu CSM Deva, a doua clasată din serie. Devenii mai au nevoie de 3 puncte în 3 etape pentru a fi calificați în play-off și, în meciurile amicale disputate până acum, au realizat 2 victorii, 3-1 cu CSC Schellenberg și 2-0 cu Universitatea Alba Iulia și tot atâtea înfrângeri, respectiv 1-3 cu Viitorul Târgu Jiu și 0-1 la Hermannstadt Sibiu. Vineri 25 februarie de la ora 18, devenii vor juca pe terenul sintetic de la stadionul Cetate un meci amical cu Inter Sibiu. Ultimul meci de verificare va fi pe 5 martie tot acasă cu CS Ineu, iar antrenorul devenilor Ștefan Nanu așteaptă din partea jucătorilor săi în tentativa de promovare în Liga a doua atitudine și dorință de câștigare a jocurilor. În momentul când un jucător iese afară după teren, indiferent că acel meci se câștigă sau se pierde, se iese cu sufletul și cu inima păcate că a dat tot ceea ce a putut în ziua respectivă. Pentru că am explicat din cariera mea, am jucat la un nivel foarte mare, știți, și nu trebuie să mai dau un exemplu. Dacă echipa câștiga și simțeam că n-am putut să dau tot ceea ce credeam eu că am mai bun și calitatea mea care o aveam, sufeream foarte mult, da? Că n-am fost la randamentul care mi l-am dorit eu. Dar asta e cel mai important, ei să iese împăcați, să aibă mentalitate bună, atitudine bună și dorință de a câștiga jocul. Cea de-a treia echipă hunedoreană din seria 7, Jiul Petroșani, va juca sâmbătă 26 februarie un al patrulea meci amical în deplasare la Metalurgistul Cugir. După înfrângerile 0-1 cu Voința Sibiu și dublul 1-7 atât cu Steaua București cât și cu FC Brașov și victoria cu 4-2 de la Gloria Giurgiu. Jiul va reveni în fața propriilor suporteri pe 5 martie când va juca din nou cu Cugirul, seria amicalilor încheiindu-se 2 zile mai târziu tot la Petroșani, unde va veni Obilis în Martinu Sârbesc. Jiul, locul 6 în campionat, va juca primul meci oficial pe 12 martie la Gilortul Târgu Cărbunești.